South Bridge mi stiamo mettendo in crew. Alcuni sono single, non sono qua. Riesci a stessi non so far parte in un attimo, penso che entro tempo non ha mai filmato da crew. Ha fatto una mare parte, stai guardando, ha fatto una mare parte missionile. Și acum, după statistici, mergem la missions și ar trebui să mai avem decât o singură misiune și terminăm jocul. Acum nu știu care este această misiune, nu are așa aproape hartă, pentru că cică este nouă. Au. Ne-a utilizat turuful, spune, da? Chiar e bun și acum o să am un mic fast travel. Noi suntem V6 și acum așa că veți fi V8 și acum urmează ceva foarte mic. Shiv, I'm gonna kill him. For Dayton, for Daria. But what about you? I can settle for putting him in jail forever. Do you really want to give up the rest of your life for this? Roxanne, I have to do this. Okay. O să povestesc eu mai încolo cine sunt persoanele și cine scriu pe unde. Ce motherfucker suntem noi? Bă! Uite-ne pe noi. Wow. Alex, stai calm. Who are you, bro? Alex Taylor, V6. Oh my god. Was Dayton Taylor. I see faces here who know that name. Respected the man. I was there, Shiv. Ambassador Bridge. You shot him in the back. Dropped him in cold blood because he was in your way. Oh my god. That's what you say. But if that's true and all, why don't you pull the trigger? Because we're 5'10s. We settle things on the road. A V8 should know that. 5'10s! 5'10s! You ran my brother's ink ship. And I want it back. Ia, boi, hai să facem o cursă, fraiere. Hai la o cursă. Hai să mergem, hai să mergem, unde vrei să mergem? Hai să te faci, faci. 5-10. Ia, mă, să te faci ce faci. Ia, mă, să te faci ce faci, mă, nene, mă, că oricum nu ești mai rapid decât mine. Eu sunt Fast and Furious, varianta The Crew. Wow. Am pus-o puțin. Am pus-o cu toți cei din... Ui, am trecut și... Nu-i bună. Nu-i bună. Am trecut cu toți... Am trecut cu toți cei din... Am trecut cu toți V8-urile. Am să... Și am să-l că e noapte. Nu am vreo că e noapte, mă să fie zi. Ok, și pe aici curba. Atent, să nu mă zbesc când ceva. Ok. Și veste pe locul 2 și când ceva și cum vine. Iar cum, fraiere? Mi-e umorul frate. Nu. Iar cum, fraiere? Mi-a omorât fratele, o? Hai că ți-au eu acum locul. Și, practic, sunt mai bun decât tine și decât toți ceilalți din web, din 5-10, practic, și practic. Și am eu bun în caz că vă întrebați cum și toată povestea asta, da, am făcut o cursă și fratele nostru, Dayton Tyler, cum a zis ăla, era vârful, era și el un V8.
și era un V6 și ca să ia locul lui de la fratele nostru, l-am pușcat în spate pe un pod și noi am văzut tot ce s-a întâmplat. Și apoi ne-am dus de atunci ne-am fost, noi eram V0, nici măcar n-aveam V-ul. Mișcă-te, mă! Și de atunci am început să facem curse. Și asta înseamnă că am ajuns la V6 și dacă câștigăm cursa să vom fi V8. Care înseamnă cel mai mare rang 5-10 în jocul ăsta. Și practic noi ne-am stăluit foarte mult să ajungem la locul ăsta, pentru că ai de făcut 65 de misiuni în primul rând în joc. Și mi-am dat altceva 65 de misiuni. Mai unele misiuni care sunt aproape imposibile de făcut. Exemplu, niște misiuni care trebuie să colectezi niște credituri într-un timp limit, deci ceva gen trebuie să colectezi 80 de credituri din 100 într-un timp de 3 minute și te pune numai pe mulți de-asta pe ștere pe sări pe tine, dar și n-ai cum, aproape imposibil. Ok. Haide, hai Alex. Haide, Mike. Hai, fata mea, dă-mi a doua, fapt, dă-mi a patra. Așa, bravo. Hai, Rufule. N-am băgat bani tine degeaba. Hai, Rufule. Așa, bravo. Cred că se poate. Wow, te duci. Citinește. Tu ești prea rapid, Rufule. Lasă-mi 6 secunde în plus. Cum așa pentru noi? Și pe loc. Nu, deși e pe locul 4. Deci tipul la care ne-a omorât 4 pe locul 4 și el era cel mai bun. Și pe locul 4. Locul 3. Și acum este pe locul 1. Și dacă vă întrebați ce e acolo cu 4 ăla, acolo în ceva maro, pe galben, este liga în care suntem noi. Suntem Bronze 4 League. League Bronze 4, adică 4. Bronze 4, Liga Bronze 4, care este cea mai mică ligă, dar nici nu am făcut curse pentru ligă, pentru că până acum eu am făcut în jocul ăsta, m-am jucat numai pentru mașini și pentru misiuni să termin jocul. N-am făcut nimic la ligă sau ceva de genul. Și după episodul ăsta o să facem la ligă, pentru ligă și chestii astea. La limita am spus mangala. Ok, de acolo e un stadion de fotbal american sau de baseball, mi se pare. Amândouă poate să fie, nicio problemă. Ok, nu te duc, așa vreau. Ok, acum avem, aici avem mână liberă să ne ducem în viteză. Nu prea nimeni pe aici. Și după cum vedeți, oameni buni, sunt cei mai rapid de toți, bine. Dacă vedeți acolo, am și level cel mai mare la mașină. Am aproape dublu decât cel de pe locul 2, level la mașină. Și asta, credeți-mă, că înseamnă foarte mult. Adică, poate greu să-ți faci, nu. Sunt bun. N-am ce pot să zic. Mamă, locul 2 la aproape un kilometru de sandă de mine. Dați unde sunt ei. Ei sunt săgetele acelea negre. Să vezi ce se întâmplă. Și ei sunt... A, lasă-mi multă. Nu-i conduce, tot cu 10 secunde conduce, adică asta înseamnă foarte mult. Credeți-mă, adică... Gândiți-vă că facem un waypoint, mergem la următorul checkpoint, în 10 secunde. Gândiți-vă că sunt între mine și ceilalți de 10 secunde. 10 secunde din nou. Na, acum o să mai alergim să fac 9 secunde acum. Dar tot e o distanță foarte mare, adică n-are 10 secunde, de poți să duci departe, rău. Adică dacă conduci cum conduc eu, nu pot zic că sunt cel mai bun jucător. Nu pot zic că sunt cel mai bun șofer din lume, dar pot să zic că nu sunt nici prost. Bă, aici, ce? Așa, bă, frate!
uita să ia ce pui tu. Tu l-ai, Doamne. Uita-s-o cu sa ce pun tu. Că am trecut pe lângă. A, fata, nu, am trecut pe lângă, am trecut prin. Și ca să le trăsesești prin. Ia ce așa cum mă prinde. Nu, așa pare. Uite, e rău. Și am văzut acesta, acesta este finalul lui joc, adică aceasta este cursa de final al jocului. Și este un moment foarte special în jocul acesta, pentru că practic voi începeți de jos de la cel mai mic rang și practic vă faceți nevoile pe Shiv, adică pe șeful partenerului. Nu. Da. De-aia am zis, nu, pentru că știi ce se întâmplă când pierd controlul la mașină. Nu se fac mai chestii, dar s-a văzut. Și da, oameni buni, am ajuns pe 8, oameni buni. Nu pot să fie, nu fac. Nu mă dau seama cum mă simt. Mă simt de parcă aș fi terminat un joc. Ba da, am terminat un joc, de fapt. Ui, doar? Păi, ești ok? Alex? Ești ok? This is it, Shiv. Give it up. I don't give anything up. Ever. You really thought it'd be that easy? Oh. You sold me out! You piece of shit! I will kill you for that! Nu, și acum nu spuneți că acum trebuie să-l prind. I got you right where I want you, Shiv, and you don't even know it. Da, trebuie să-l prind acum. Și am... Da. A, cred că știu cum... Da, trebuie să-l prind mai tot pe off-road și... Nu știu cum e pe acolo, da. Și a trebuit să-l prind pe el. Eu pe off-road și el de acolo. Oh my god. Da. Poate să-l prind eu pe el. Oh my god, man, dar doar te livie puțin de perete, că am luat de partea de oameni. Nu vreau să faci chestia aia, masă aia. Îmi doar să-i livie puțin de perete, ca să știi de la mine șocurile. Și mă duc, nu. Nu apă. Apă, da. Tot. Sau și eu. Mai ține de când mi-am urmărut fratele. În jocul mai ferm viața de ală. Ați minte? Hai că te prinde acum. Nu poți? Ai vii? Deși eu, dar mai vii? Just let me go! Just let me go! Ce-ai făcut, frate? Mi-e în joc, mi-ai omorât fratele și acum vrei să te las? Nu. Ce să vezi, te să plătești. Ah, ca te-ai mit. Fii înapoi. Te voi prinde. Oleu. Am băgat pe fel. Cine acum? Cine mă faire? Nu. Fericit? Bronzul, la ce am primit bronzul, frate? Mă rog, nu stau acum să fac toate chestiile alea. Nu înțeleg ce am primit bronzul, dar mă rog. V8-ul este al nostru. Yes! Pasiv.
is my life. Și asta cred că trebuie să fie ca un mini, așa cum, da. Driving is what I do. Always has been, always will be. It's where I set things straight. Asta cred că e trei locul la joc. Took a lot from me. My brother. 5 years in jail. They gave me my crew. Five tens, my new family. I guess that makes us even. The road is my life. I'll never stop driving. Whoa. And I'll never drive alone. Daddy. Tare. Alex. Well, come on, we're done, right? Yes. Honestly, it's up to you. There's a world full of five tens out there. Factions competing, honing their skills, building their garages. I need you sharp, Alex. Oh my god. And besides, what else are you doing? Pe hartă, nu le aveam până acum. Și cum am primit pe toate. See you out there. Da. Mă gândeam că poate întâmplă chestia asta, harta, dar nu, nu poate. Și cred că asta a fost jocul. Ok, și acum, ce trebuie să fac? Le-am făcut toate. Și la ce sunt astea? Ok, am nimic și acum, hai să haide să vă arăt și ce a fost în... Ce au fost... toate povestea în jocului, vă arăt acum. Story over complete, ok. Și toată povestea sunt niște mici secvențe în HQ. Sunt niște mici secvențe, nu aici, nu? Aici. Și ăsta mai buni, le-am făcut toate. Și acum începem cu Dayton. Deci ăsta e începutul jocului. Ok, deci asta a fost... Deci... A, da. Înțeles acum. Well, my brother needs help. He's...
got a gun. Well, that ain't mine. This one's dead. Ce-a fost vina lui la omul ăla Coburn, cei ca agentul la FBI, care a luat arma în mână și a șters puțin. Și acum mergem puțin la Zoe. These guys, right? Of course you do. One killed your brother, the other framed you for his murder. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, aka Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You got 8 more years in here. You can wipe that slate clean. Clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. I'll be in touch. I'm keeping this. Whatever gets you stoked. Chiar am văzut și acum o spărt asta, doar că ceva genul de poveste, să vă înțelegi pe povestea. The 510 Motor Club. What started as an illegal street racing club has over the last 5 years developed into a sophisticated gang network, with chapters in every state. Boosted cars go southwest. Contraband comes back northeast. In short, if you can fit it into a road vehicle, the 510s are smoking it. Our two targets, FBI Special Agent Bill Coburn. We know he's fallen from grace, we just need the proof. And Dennis Jefferson, aka Shiv. Together, they've transformed the 510s. Coburn provides introductions and protection from law enforcement, while Shiv does the wet work. The 510s denote rank with tattoos. Shiv's the king. The V8. Infiltrate the 510 Motor Club. Earn your ink and climb its hierarchy. You find the evidence I need to put Coburn away, and we'll take Shiv down with him. You'll need a pledge from a chapter head to get your first 510 tattoo. Make your rep on the local circuit, get on that ladder, and don't stop until you reach Shiv. Okay, I'm bun și acum. Alt personaj din echipa noastră. Deci Zoe și cu Don, ăsta care vi l-a arătat acum, sunt personaje din echipa noastră. Shut your old ass up and listen. I'm hunting the guy that killed Dayton. We need your help, man. It's gonna be dangerous. It's gonna be dirty. All I'm offering is vengeance. Nothing more, nothing less. For Dayton.
East Coast is all about cars. Ok, și acum este după ce am terminat zona cu Detroit, acum este partea asta. High-end rides come in from Europe. Money and other merchandise goes out. The region is run by a cat named Eric Sue. Eric came up with Shiv. They've been tight since Shiv was 13. Always had each other's backs. Problem with Eric is, he's unstable. Sometimes, real unstable. Recently, car shipments have been going missing. Everything points to an inside job. Everyone knows it's Eric. Because he's so tight with Shiv, no one dares accuse him without proof. But 510 Royalty only care about getting their slice. So if Eric doesn't come up with the missing money real fast, there's gonna be an internal war. And we all know wars don't stay internal for long. More often than not, civilians get caught in the crossfire. Wanna move up the ranks? Help Eric earn back the missing money as fast as you can. Femeia asta s-a băgat la mașini grele. Ok, deși tipa asta este cu noi în echipă. The South is no man's land. 510s have been trying to take over for years. A lot of guys have tried, and it didn't end well for them. That's all down to this guy, Cameron Rockport. He doesn't run with any gang, but make no mistake, he rules here. And he's got a lot of muscle trying to stay on his good side. Everyone who knows Cam is afraid of him. You'll have to break that fear. If you can recruit members, take over territory, then maybe, just maybe, you can figure out a way to bring Cam down. Then you'll own the South. Okay. Aceste flashback-uri sunt povestea în mare, adică nu sunt, nu-i povestea cum am făcut-o eu, sunt povestea în mare, ceea ce se întâmplă. Prima dată s-a întâmplat asta, nu știu ce se întâmplă. Dar după aceea am realizat că fata aceea din spate care tocmai a intrat era de fapt un hacker. Call
What's a girl have to do to get a ride around here? Okay. Și acum o să arate despre munții din America. Poate cea. When the 510s went national, local cops reported a surge in performance traffic. Every ride we pulled over was trafficking something. All the cash the cops seize gets spent on better equipment. They won't be bribed, and they keep getting stronger. This is killing the 510s. Every dollar the gang makes passes through this territory. Cars going south or contraband going north. It's like the road network is the 510s' throat and the cops are stomping on it. Shiv can't fix this problem. But I think we can. Hackers are used to bypassing problems. I hit a roadblock, I just go around it, forge my own route. So that's what we do. If the cops are blocking the roads, we just don't use them. If we get the money flowing through Mountain States, Shiv will make you V6, one of his inner circle. And that's where we want to be. Okay. Și inclusiv tipul ăsta de acum este tocmai mai în echipă. Au. To be a dentist or something. I ain't that guy. Harry recommended. What's the job? Legit. Law enforcement. Undercover. For real? Straight up. 510s. We're going after Shiv. And it's personal. Harry said you'd understand. Oh, I know all about person. Okay, I'm in. Let's get out of here. I think the director's trying to kill me anyway. Why? What's his problem? He's an asshole. And I hooked up with his wife. Almost thought Vincent was saying it wouldn't have. Chapter in the USA wants to be where you are right now. Of course, you've got your own reasons for coming here. It's a shift. You've got a race, you've got a win. Harry says you got the goods, and your 510 ink proves it. Revenge is a complex beast, kid. Doesn't care who it bites. So when you survive the face-off, and Shiv is all that stands between you and that V8 ink, you better be prepared to live with whatever choices you make. Am și acum este partea cu Shiv când îl omor și chestii de genul. Că m-am dus spre el cu pistolul. Am crezut că îl împușcă. Shot him in the back, dropped him in cold blood because he was in your way.
That's what you say. But if that's true and all, why don't you tell me? Because we're 5'10s. We settle things on the road. A V8 should know that. 5'10s! 5'10s! You wear my brother's ink shift. I want it back. You want the V8, huh? Let's go right here. Damn, pushy. If I kill you, you're just dead. If I take a crown, you're nothing. Chiar am văzut că acesta a fost și episodul de astăzi de The Crew. Aici sunt toți deasupra: Zoe, Omar, Harry, Alita, Roxanne and Vincent. Sunt personajele din echipa noastră și cu noi suntem cei care facem echipa. Și ăsta a fost jocul. Sper să vă placă. Și sper să vă placă și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa.